În anul 2019, Primăria orașului Cugir a depus o solicitare de finanțare în urma unui apel lansat de Comisia Europeană, solicitare care însemna într-un voucher în valoare de 15.000 de euro, voucher care se putea folosi la achiziționarea și instalarea echipamentelor Wi-Fi. Inițiativa Wi-Fi for You promovează accesul cetățenilor Uniunii Europene, accesul gratuit la internet în zone publice precum piețe, parcuri, clădiri publice, centre de sănătate. Astfel, Primăria orașului Cugir a ales ca zone Bulevardul Pietonal Alexandru Zahia, Parcul Stadion, Arena Cugir, dar precum și zone din afara centrului orașului, Piața de Sus, Cartierul Cindeni, zona Parcului de pe strada Drăgana, de asemenea în Cartierul Vinerea, în zona centrală și zona Căminului Cultural. Iată că suntem la Cugir, în parcul de lângă stadion, zona Micro 7, și am venit să testăm rețeaua Wi-Fi for You, pusă la dispoziție de către Primăria orașului Cugir. În momentul de față, în parc, unde mă aflu eu, undeva într-o zonă centrală a parcului, sunt trei linii de conexiune. După cum puteți vedea, Wi-Fi for You, rețeaua oferită de către Primăria orașului Cugir, merge de la 2,4G până la 5G în funcție de modelul telefonului pe care îl aveți. Încercăm să ne conectăm automat. Este posibil pe unele telefoane să intre pe site-ul Wi-Fi for You și să vă ceară autorizație. În ideea că trebuie să acceptați condițiile, termenii care sunt trecuți pe pagina respectivă, trebuie doar să bifați acolo și să dați conectare. Ai auzit de rețeaua gratuită din orașul Cugir Wi-Fi for You? Da, am auzit. Chiar de curând, când am venit acasă de la facultate din Cluj, am rămas foarte surprins de inițiativa asta nouă și frumoasă pe care o are orașul. Ai încercat să te conectezi pe rețeaua Wi-Fi for You? Chiar am încercat din mai multe locuri din oraș, și de aici, de pe bulevard, și de la arenă. Și rețeaua merge chiar bine, o viteză destul de bună, chiar dacă ai de trimis un mail, un mesaj, o poză, e chiar ok și te poți conecta astfel încât să-ți faci treaba. Primăria Cugir, vreau să spun că mai face un pas important pentru digitalizarea orașului și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale. Accesul la internet este gratuit. Accesul la internet este gratuit. Orice cetățean poate să acceseze printr-un dispozitiv electronic, alegând rețeaua Wi-Fi 4EU. Rețeaua este bună în cazul în care ai de trimis un document la dimensiuni mai mari, să nu folosești datele mobile neapărat. Să nu folosești datele mobile sau în caz că nu ai date mobile, dacă ești pe cartelă, e foarte bună rețeaua asta chiar și pentru oamenii care nu au internet, de exemplu. Sunt foarte mulți oameni care nu au acasă internet, poate nu au nici date mobile și vine în ajutorul lor, în ajutorul tinerilor care sunt toată ziua cu telefonul în mână, e benefic pentru toată lumea. Și vreau să facem și un test pe YouTube. De obicei, dacă merge... Da, merge. Dacă merge pe YouTube videoclipul, cu siguranță merge bine și rețeaua. Nu știu dacă vedeți în partea dreaptă, deci în partea dreaptă sus a ecranului, îmi arată viteza de transfer. Fluctuează viteza de transfer, dar văd că se conectează cum trebuie. Deci merge. Rețeaua oferită de către Primăria orașului Cugir este ok. Funcționează.